Meditații pentru părinți. Bun găsit, dragii noștri, la Meditații pentru părinți. Mirela Horumba, psihoterapeut, este împreună cu noi astăzi și o să vorbim despre responsabilitatea de a fi fericit. Am responsabilitatea să fiu fericit în viața asta și nu o să mă facă nimeni fericit? Adică nu o să mă facă copilul meu fericit? Nu trebuie să aștept asta de la partenerul meu de viață? Eu pot să aștept până la urmă dacă vreau să fiu dezamăgită, dar dacă vreau să fiu fericit, e important să înțeleg că responsabilitatea de a fi fericit este 100% a mea. Nimeni din exteriorul meu nu mă poate face fericită, la fel cum nimeni din exteriorul meu nu mă poate face tristă sau nemulțumită dacă eu nu doresc acest lucru. Înseamnă că eu trebuie să mă gândesc foarte serios la ce vreau eu în viață, dacă până la urmă depinde de mine. Cu siguranță, da. Da, așa e. Așa că ia să ne gândim noi. Noi două, dar îi invităm și pe dragii noștri care ne ascultă să facă același lucru. Ce vrem noi în viață? Ce vreau eu în viață? Am observat, stând de vorbă cu oamenii cu care lucrez, că este o întrebare la care e foarte greu să răspunzi. E o întrebare simplă, dar cu un răspuns foarte greu. Poate că mi-e mai ușor să spun ce nu vreau. Nu vreau să-l mai văd pe omul ăla care nu-mi place. Nu vreau ca fiul meu sau fiica mea să mai aibă note proaste la școală. Nu vreau să plouă când vreau să fie soare. Nu vreau o grămadă de lucruri, dar de vrut. Oare ce vreau? E o întrebare pe care, așa cum spuneai și tu, adesea oamenii nu și-o pun. Și ar fi foarte simplu să plecăm de la ce nu vreau, punându-le pe pozitiv, voi afla cu siguranță ceea ce vreau. Numai că, de multe ori, convingerea mea că nu poți avea tot în viață, că așa e peste tot, că e multă tristețe, că e criză, că e ce, ne face să ne tăiem singuri craca de sub picioare. Și atunci e important să înțelegem că, practic, mintea noastră creează realitatea vieții noastre. E important să înțelegem că pentru a avea niște, să spun, rezultate palpabile, concrete, în primul rând este important să le caut. E ca și cum a spune, m-aș urca într-un taxi și a spune, știi, du-mă și pe mine. Și taximetristul spune, foarte bine, doamnă, dar unde doriți să mergeți? Păi nu știu, dar du-mă. Exact. Sau ca și cum aș fi la un restaurant și aș spune chelnerului, adu-mi ceva sau, bun. Da. Că da. Uneori nu știu ce vreau și atunci cer o aberație, cum ar fi, adu-mi ceva bun, este singurul lucru pe care îl știu. Sau e ca și cum aș spune, vreau să fiu fericit. Dar oare pot să fiu fericit dacă eu n-am idee ce mă face fericit? Eu nu cred și pentru că sunt o fire mai pragmatică, cred că ar fi important să încep, poate nu neapărat cu ce mă face fericit, cu ce îmi place. Mai simplu, știi? Fericirea așa pare un concept din ăsta ezoteric, o chestie îndepărtată, păi de, ca să fii fericit trebuie să fii undeva, cumva. Nu, pot să fiu și în acest moment, oriunde pot fi și să văd ce îmi place. Păi îmi place să merg în natură, îmi place să fac lucrul ăla, îmi place să lucrez în domeniul ăsta, dar pentru că noi nu avem această practică, nu avem această obișnuință de a ne asuma, în primul rând de a identifica ceea ce vrem, ceea ce ne place, care sunt hobby-urile. Deci am cunoscut la un moment dat o doamnă, pentru mine a fost așa ca un element de studiu, orice am întrebat-o îmi răspundea cu nu știu, chiar am și numit-o doamna nu știu. Și atunci, cum poți să trăiești viața? Spune, păi eu iau în viață ce vine, îmi place să trăiesc clipa. E perfect, ok, înseamnă că e spontan, ești creativ. Dar și această spontaneitate și creativitate este necesar să fie direcționată într-un anumit aspect. Adică dacă eu nu știu ce vreau, nu știu ce îmi place, nu știu cu ce, eu știu, rochie să mă îmbrac astăzi, nu știu ce fart să folosesc, nu știu, cine ar fi normal să știe lucrurile astea? Sau uite cum spuneai tu, adu-mi și mie ceva bun,
chelnerul respectiv ar putea mâna de cele mai bune intenții, repet, să-ți aducă ceva bun, dar acel ceva bun este bun pentru el. Iar ție, când îți pune desertul în față, să spui, păi asta, chestia asta e bună, nu, asta îmi face rău, n-aș mânca așa ceva niciodată. Pentru că bunul pentru el reprezintă altceva decât bunul tău și fiecare dintre noi e responsabil să identifice care este acel bun pentru fiecare. E posibil ca bunul meu să fie într-un fel, bunul tău să fie într-alt fel. Nu înseamnă că lucrurile sunt mai rele sau mai bune. Înseamnă pur și simplu că sunt diferite și avem dreptul să fim fericiți. Eu chiar am ajuns la concluzia că este necesar să ne asumăm acest lucru. E singura cale în care putem să rămânem într-o stare de prezență și într-o stare de mulțumire. Până la urmă, poate ai întâlnit și tu o mulțime de oameni care își plâng de milă, au ajuns să facă un act de bravură de nefericirea lor. Am fost de curând la cineva în spital, efectiv, fără să vreau, am asistat la niște discuții. Pacienții de pe holuri parcă făceau un act de glorie. Cine este cel mai bolnav? Cine a stat cel mai mult în operație? Cine ia cele mai multe medicamente? Adică zic, Doamne, parcă asta ar fi diploma de merit, nefericirea mea, tristețea mea. Dacă eu sunt mai trist decât tine, dacă sunt mai bolnav decât tine, înseamnă că sunt mai bun decât tine. Wow! Oare asta vorbim? Asta nu sugerează în mod ciudat că starea respectivă le aduce o formă de plăcere? Pentru că dacă le spui celor care se victimizează, păi ascultându-te, eu tind să cred că îți place starea în care te găsești. Zice, îmi place? Nu-mi place. Cum ar putea să-mi placă așa ceva? Sigur că, logic, nu este că îți place, dar ceea ce tu faci, felul în care te manifesti, arată a plăcere. Și vorbeam noi două la un moment dat despre faptul că starea de victimă îți aduce niște beneficii, iar beneficiul de a fi atât de, știu eu, pe locul întâi al unui concurs de victime, cu siguranță are un soi de premiu înăuntru. Uite, chiar acum când vorbeai, începusem să mă gândesc și așa este. Pentru că ești cel mai bolnav, cel mai, nu știu cum. Poate n-ai fost cel mai bun la franceză, sau poate n-ai luat premiu întâi. Dar poate în viața ta nu ești cel mai la ceva și atunci ai găsit și tu un domeniu în care ești cel mai. Și poate că în mod conștient tu nici măcar nu realizezi lucrul ăsta, dar comportamentele tale, tu te mândrești până la urmă că ești cel mai bolnav, că ești cel mai nefericit. E ca și cum ai avea propria ta telenovelă. Exact! Ești eroul propriei tale telenovele, dar de multe ori nici măcar nu-ți dai seama de nefirescul acestui lucru. E ca și cum ai fi fericit că ești nefericit. Exact! Sunt atât de fericit că sunt nefericit, paradoxal. E cum să-i faci pe acești oameni să înțeleagă fericirea atunci când ei au propria lor planetă a fericirii? Probabil însă că lucrul ăsta se învață undeva în propria ta viață, poezie de Ilie. Eu nu cred că cineva care a învățat fericirea în familie o să adopte acest model de fericire a nefericirii. Și spun asta pentru că eu cred din tot sufletul și am exemple în practica mea privată că oamenii care învață să fie fericiți cresc copii fericiți. Și nu există limită de vârstă pentru a intra la această școală, motiv pentru care tu ești profesorul nostru astăzi. Mă simt copleșită, mulțumesc! Da, tu cu asta te ocupi, Mirela? Da. Tu, da, așa îi e și înveți eu pe oameni să fie fericiți. Da, și am aceeași convingere ca și tine. Părinții fericiți cresc copii fericiți. Fericirea e o stare de fapt care
ar fi potrivit să se învețe în fragedă copilărie atunci când ești mic. Dar niciodată nu e prea târziu, adică bun, n-ai crescut într-o familie, poate mama ta se văicărea tot timpul, tatăl tău era nefericitul planetei, nu știu. Dar în momentul în care devii pe cont propriu, devii, să spun, un adult, nu neapărat doar fizic, ci încep să te cauți, încep să spui întrebări despre viața ta, încep să afli, să vrei să afli despre tine, ai toate șansele să depășești acest nivel. Ok, asta a fost felul sau ăsta a fost felul în care au trăit părinții tăi, asta ai învățat, dar nu ești obligat, repet, nu ești obligat să duci mai departe o stare de nefericire. Nu ești obligat să duci un model disfuncțional, să-l prezinți și copiilor tăi și familiei tale. Nu, ok. Dar, într-adevăr, este o muncă de dezvoltare personală care uneori cere întâlnirea cu propria suferință, întâlnirea cu proprii balauri interior, bălăriile tale nedefrișate. Și nu este, cum să zic, o experiență foarte ușoară. Spun asta pentru că și eu personal am trecut prin acea zonă, dar poți să ți-o duci în rucsăcel o viață întreagă și să fii nefericitul numărul 1, sau poți să spui ok, pot să fac și diferit, important este că să-mi aleg calea, cea care mi se potrivește mie. Dar repet, pentru fiecare om fericirea există. E ca și cum ești cu mâna pe clanță, dar cel care poți să deschizi ușa fericirii, ești doar tu. Mirela, cum se face dezvoltarea personală pentru fericire? E o întrebare bună. Uite, nu mi-am structurat-o chiar în felul ăsta. Cred că prima condiție este să te saturi să fii nefericit. Să obosești, să fii o victimă permanentă, să renunți la a-i considera pe toți ceilalți responsabili sau vinovați de starea ta de a fi. Nu zic că este ușor, dar este ușa pe care ai de intrat. Până în final, e important să vrei să faci lucrurile diferit. Și așa, începând, eu știu, poate azi un pic, mâine un pic, lucrurile încep să apară. Unii dintre ascultătorii noștri se pot gândi că, mă, să începe așa dezvoltare personală pentru fericire, wow, Dumnezeule, chestii păi pentru ce altceva o faci? Poate că pretinzi că o faci pentru a fi mai bun la muncă. Poate pretinzi că o faci pentru a fi un părinte mai bun. Până la urmă nu are importanță, este ce vorbeam puțin mai devreme, exact. Și de mai multe ori mai demult, despre faptul că a fi un părinte bun înseamnă a fi un om fericit. Exact. Eu cred că, în primul rând, pentru a fi în drumul fericirii, să spun așa... A fi prezent la întâlnirea cu fericirea. În primul rând, trebuie să fii prezent la întâlnirea cu tine. Mulți dintre noi nu avem această practică, nu avem această obișnuință. În momentul în care încep, să spun, procesul autocunoașterii, mult îmi zice, dar ce, eu nu mă cunosc pe mine, dar ce vrei să-mi spui tu ceva ce eu nu știu? Păi, de exemplu, spune-mi ce-ți dorești. Eu mă cunosc de obicei pe mine, sau cred că mă cunosc pe mine, însă mă cunosc în compartimentul meu de conștient, de lucrurile pe care le știu. Dar lucrurile astea care le știu sunt așa, undeva vârful icebergului, dar lucrurile pe care nu le știu, lucrurile pe care le țin acolo undeva, nu le știu pentru că nu am interes să nu le știu, ci pur și simplu că până acum ele s-au tot sedimentat, s-au depozitat acolo, poate că e interesant să aflu. Că mă întrebai cum să începem această dezvoltare personală, eu aș recomanda un aspect extrem de simplu. Fă-ți o listă cu toate domeniile din viața ta, începând de la relația ta de cuplu, relația ta cu copiii, relația ta cu jobul, sănătatea ta, relația ta cu societatea. Deci sunt câteva aspecte majore și vezi, în toate domeniile astea ești, hai să nu spun fericit,
dar ești măcar mulțumit cu viața ta în aceste sectoare? Dacă ești mulțumit, perfect, e minunat, înseamnă că deja ești în proces, deja lucrurile se întâmplă. Dacă este măcar o zonă în care să spun, măi, nu, asta chiar nu-mi place, uite, tot timpul aleg jobul cel mai prost plătit, tot timpul aleg jobul în care au loc restructurări, tot timpul aleg jobul în care e șeful ăla care urlă de face palpitații, habar n-am. Fericirea se pare că îl atrage pe un astfel de om. Cu siguranță, pentru că cei din jurul nostru, așa cum spuneam, sunt oglinzile noastre. Deci, uite-te, în care domeniu din viața ta găsești această oglindă a nefericirii, a nemulțumirii până la urmă, da? Dom'le, chiar nu-mi place zona aia. Aia este zona de acces în procesul tău de dezvoltare personală. Pe urmă vezi, ok, nu-mi place. Înțeles că nu-ți place lucrul ăsta, dar ce mi-ar plăcea? Uh-huh. Inventează în baza a ceea ce nu-ți place ceva ce simți că ți-ar plăcea. Exact, doar că oamenii au foarte mari dificultăți între... cum adică? Păi, dar nu e real să spun chestia asta, dar nu se întâmplă, da? Deci găsești tot felul de scuze. Ok, hai să facem un exercițiu de imaginație, hai să ne închipuim, hai să vedem, hai să... Adică sunt anumite lucruri pe care noi nu le-am făcut și ni se par ciudate. La fel cum ni se pare ciudat să fim fericiți, la fel cum ni se pare ciudat să fim bucuroși, la fel cum poate ni se pare ciudat să ne bucurăm că am văzut încă un răsărit de soare, la fel cum ni se pare poate ciudat să ne bucurăm că, uite, pielea mea simte temperatura de astăzi și mă bucur că e într-un fel sau într-alt fel. Adică lucrurile mici noi le omitem. Mici, eu nu cred că sunt atât de mici, sau lucrurile cu care ne-am obișnuit și fac parte din viața noastră, ni se pare că ni se cuvin. Și trecem așa cu vederea peste ele ca și cum nu e mare chestie că vezi o treabă sau că auzi muzica nu știu ce sau că te bucuri de un concert. Ba da, este o mare treabă, dar în momentul în care începi să practici conștient, ăsta este cuvântul minune, cuvântul resursă, nici nu știu cum să-l spun. Deci ai esențial... spus foarte bine, cuvântul resursă. Cuvântul resursă, pur și simplu, asta ai sau asta avem toți nevoie să învățăm și mari gânditori, filozofi, cum vrem noi să-i numim acestei lumi, exact asta ne spun. Învață să fii prezent, învață să te cunoști. Noi avem niște percepții uneori eronate. Pentru că dragii noștri care ne ascultă au astăzi acces la terapeutul Mirela Horumba, să profităm de această întâlnire ca să-i lăsăm în buzunar cu acest secret, sigur, foarte accesibil cu condiția să-l folosești. Deci iată cum putem noi avea acces simplu, doar fiind astăzi la radio împreună cu noi, la dezvoltare personală pentru fericire. Ca să concluzionăm, trebuie să aflu cine sunt. Ca să aflu cine sunt, normal că vreau să mă fac fericit pe mine, nu pe cineva pe care îmi imaginez eu că îl sunt, pe mine. Atunci trebuie să mă gândesc până la urmă cine sunt. Sunt fiu sau fiică, sunt frate sau soră, sunt mamă sau tată, sunt partener sau parteneră de viață, soț și soție, iubit sau iubită, sunt coleg la birou cu atâția oameni, sunt poate, nu-mi place să spun stăpân, poate sunt prietenul unui câine sau unei pisici de apartament. Sunt o grămadă de lucruri. Sigur că sunt într-o anumită relație cu mine. Poate dacă sunt norocos, zic eu, sunt într-o anumită relație cu Dumnezeu. Toate aceste capitole sunt părți foarte importante ale mele pe care eu poate le-am neglijat. Mirela Horumba ne-a spus că dacă vrem acces la fericire, trebuie să stăm un pic în fiecare dintre sertărașele astea și să vedem ce este cu adevărat acolo de păstrat și ce este de aruncat. Așa este. E important să ne oferim un pic de timp.
Să facem un pic de ordine, să facem, cum să mai ștergem praful, da, din când în când, pentru că uneori se depune atât de mult praf încât nici măcar nu mai văd ce am în sertărașele alea și spun, măi, păi asta este. Nu, oricând, rețineți, oricând poate fi un nou început. Condiția este să îți dorești atât de mult lucrul ăsta încât să fii dispus să începi acum. Iar acum, dacă încep, o să văd că acolo sunt lucruri pe care le-a lăsat mama sau le-a lăsat tata. Oho. Și eu vreau să le mai păstrez sau nu vreau să le mai păstrez. Iar dacă le arunc sau le așez într-un alt sertar pe care poate scriu amintiri, nu înseamnă că iubesc mai puțin pe mama sau că iubesc mai puțin pe tata și cu siguranță nu înseamnă că nu le mai aparțin lor sau familiei mele, familiei noastre. Cu siguranță, așa este. Așa și este. Cred eu că abia atunci mă pot gândi să răspund serios la prima noastră întrebare. Ce vreau eu? Ce vreau eu să comand de la restaurant? Ce consider eu că este bun pentru mine? Și chiar am aici un exemplu la îndemână. Poți merge la restaurant și cere o salată care să aibă frunzele tăiate mai mărunt. Și ospătarul zice, da, doamnă, dar această salată se face numai cu frunzele făcute mari. Ok, și dacă le tai mai mici pentru mine, ăsta este bunul. Bun, cum doriți dumneavoastră. Și te bucuri de ceea ce ți-a adus și ți se potrivește. Atunci când ceri cu precizie, pentru că tu știi cu precizie ce-ți dorești. Pentru ospătar, de exemplu, salata așa se face, cu frunzele nu știu cât de mari. Dar dacă eu mă duc la salata cu frunzele nu știu câte ori, am o stare de foarte mare disconfort. Deci învăț ce mi se potrivește, după care cer, indiferent dacă ceilalți sau cei din jurul meu sunt sau nu sunt de acord cu mine. Sunt Cristina Trepcea și împreună cu Mirela Horumba am vorbit astăzi despre fericire. Sper din tot sufletul că ați găsit în voi, dragii noștri care ne ascultați acum, resursele și măcar curiozitatea să vă faceți ordine prin sertare. Eu cu siguranță mă simt extrem de inspirată. Mulțumim foarte mult, Mirela. Și eu vouă, mulțumesc. Dragii noștri, vă trimitem rugămintea și încurajările noastre pe această cale să ne scrieți pe meditatiipentrupărinți@arondițibiții.ro. Pe curând! Ai ascultat Meditații pentru Părinți.